expresia pe fețele lor era extraordinară și că este frumoși, dar erau parcă și mai frumoși după orice câștigă să rămâne, dar acestea. Nu e niciun secret. Eu obținut pentru că am muncit foarte mult. Pentru că au fost bine antrenați de cei care îi flanchează, pentru că federația a condus de un guvern. E o federație bine structurată, un program și o strategie pe care noi, cei din Comitetul Administrativ Român, cunoaștem. Deci aceste medalii nu sunt întâmplătoare. În niciun caz. Și la fel ca și la judo, la fel ca și la tir, federații poate mai puțin vizibile, să spun așa, dar oameni foarte harnici și oameni care au reușit. În plus de acest lucru, vreau să spun următoarea, că ei sunt un exemplu. Este un exemplu pentru toată societatea românească. Ei sunt expresia modului în care sportul poate să schimbe viața privată. În sensul bun al cuvântului. Pentru toți tinerii din România și pentru cei care se ocupă de educația din România, sunt două mari exemple. Oricare dintre ei, dacă n-ar fi făcut sport, poate că ar fi dat-o pe căriere. Cunoașteți foarte bine, s-a scris mult despre Martin, despre copilarea lui. Nu e o rușine să vorbim despre lucrul ăsta, dimpotrivă. Este exact ceea ce trebuie să înseamnă sportul și ceea ce înseamnă sport. Evoluție socială, evoluție materială, evoluție intelectuală, prin sport. Mă bucur enorm pentru aceste două medalii, poate mai ales și prin prisma acestui fapt, de exemplu social. Vreau să-i felicit în primul rând pe amândoi, pentru că ei sunt, și tot timpul sportivi sunt cei care merită felicitările, sau cel puțin marea majoritate felicitările. Vreau să-i felicit domnul pe antrenori, pentru că aici avem doi antrenori de o mare calitate, din toate punctele de vedere. Vreau să-l felicit pe Nicu Vlad, pe președintele federației, cu care lucrăm de câțiva ani buni la aceste medalii și care cu foarte mare perseverență, cu foarte mare tenacitate, a reușit să aducă României din nou medalii la acest sport după 1996 de la Atlanta, după 16 ani de absență de medalii la Atlanta. Nu vreau să continui. Știu că cu toții dorim să mergem în continuare și la alte competiții. Îi las pe cei doi să vă spună că era cum te rog, Sana. Ce vă spun? Că, într-adevăr, medalia asta care am luat-o la Olimpiadă mi-a schimbat viața. Că am antrenat foarte mult pentru Olimpiadă. Am făcut mari sacrificii, am stat mai pe cantonament și nu mai ieșit la genorii mei, de mine. Și cu antrenorii lui, că am făcut toată echipa. Sunt fericită că am făcut ația românii să fie alături de mine și am făcut felicitări din partea aia, care îi cunosc. I-am făcut fericit și toată lumea lucrat într-un sport de băieți, dar am spus că sportul ăsta pe mine m-a făcut celebră. Și sunt fericită că l-am dezamăgit pe domnul Nicu Vlad, pe antrenorii mei, pe familia mea, pe prietenii mei și pe mine, că m-am depășit. Am dorit foarte mult. Eu, sincer, vă zic că am vrut să ies campion olimpic, dar atâta mi-a dat Dumnezeu și mulțumesc pentru ce mi-a dat. Și mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sănătoasă și să ajung sănătoasă în țară. Mulțumesc. Am uitat pe cineva și îmi cer scuze printre cei la care vreau să mulțumesc. Că vorba de doctorul Peșteanu. Doctorul Peștean este la 12-a Olimpiadă. Eu cred că ăsta e un record numai la noi. Cred că e un record doctor. Și doctor.
Această perioadă a devenit și mai acută, mai gravă, prin lipsa rezultatelor, mai ales la Olimpiadă, ca să te numești sport olimpic, trebuie să ai rezultate la Olimpiadă. În loc 6, Sydney, foarte greu obținut cu Jigou Adrian. După aceea, mai aproape de medalie 2004, în loc 4 cu Munteanu Mărioara, în loc 6 cu Jigou Adrian. Accidentarea din decembrie a lui Calancea ne-a frustrat de medalie. În 2008, din nou locul 4. Și iată, am reușit să facem ceva, să materializăm și alte posibilități, luând aceste două medalii prin acești doi copii deosebiți, copii din generația liberă, cum spune Dumitru Rondan, ce am auzit și eu așa, un pic, adevărat, de generația liberă, din generația, nu știu, X, Y, Z, cum se mai numesc acum, de această generație este cumva ceva de genul, noi criticăm că nu prea avea respect, dar ei sunt mai aproape de realitate și ei cred eu că o lozinca lor ar fi ce poți face tu pentru mine. Indiferent că ai 80 de ani, că ai 60 de ani, ești de vârsta mea, ce poți să faci tu pentru mine și eu te numesc tu, nu dumneavoastră, sau așa mai departe, dar eu te respect. Dacă poți să faci pentru mine ceva destul de repede, și dacă după acest lucru urmează și o recompensă interesantă. Ce pot să vă spun despre acești doi copii? Răzvan muncitor, tenaci, independent, încăpățânat, dificil, greu de antrenat. Mă pot eu, deși eu zic că sunt așa mai modest un pic, cred că sunt între puține care am putut lucra cu el. La Roxana lucrurile sunt simple. Talentat. Cum spunea mai de mult, înaintea Olimpiadei și în Olimpiadei, 70% de talent, 30% de talent. Dădurea concursului a sărbătoare, s-a văzut, putea să iasă campionă mică de zânt. Nu s-a înfăptuit acest lucru și Martin Răzvan a pierdut într-un extremis argintul. Dar, una peste alta, s-a recompensat și truda, s-a recompensat și talentul. Le mulțumesc lor, le mulțumesc tuturor care ne-au ajutat. Vreau să spun mai târziu lucrul ăsta. Sportul meu supraviețuiește datorită unor câtorva entuziaști de care sunt și eu și Nicu Vlad și încă alți câțiva, dar sportul meu supraviețuiește de asemenea și datorită statului și de aceea mă folosesc de acest prilej extraordinar să rog statul să ne ajute și în continuare. 2 ani de zile, mai devreme, doi ani de zile doi am început, primesc bursa tot timpul și 2 ani de zile primesc Polul România, deci banii suplimentari, din momentul în care se constituie echipa olimpică. Noi începem echipa olimpică cu 2 ani înainte de Olimpiadă, facem un lot lărgit, am început cu 400 de sportivi, din ce în ce, reducându-se șansele de calificare, ne apropiem de adevărul Olimpiadei și primesc banii. Până sumele sunt egale de la sport la sport? Adică poate ar o filială diferit de o gimnastă? De poate fi diferite. Da. Diferite. Deci, Jonathan, să vă explic. E prima olimpică care vine de la stat, care e reglementată de hierarhie în funcție de unde își acelor. Cu 2 ani înainte să înceapă jocurile olimpice, începem să suplimentăm din venituri proprii care sunt de la sponsor, acolo unde începem să vedem că sportivii sunt foarte aproape de calificare și de medalii, da? Și
din clipa aia totul e diferit. E diferit în funcție de, de palmares, în funcție de șanse, în funcție de vechime și așa mai departe, da? Bun. Deci cam asta e diferența. Și la antrenorii diferență, așa e? Poate la antrenorii sunt diferență. Da, da, la fel, diferență, da. Bun. Și în momentul ăla, depinde pentru ligele următoare, luați în calcul performanțele de, de până acum? Da, este, este așa plecăm. Pe urmă, pe urmă corectăm pe parcurs, dacă nu, nu se confirmă. Pentru că mă îndoiesc că pentru că antrenorii de la Halperia au avut cele mai mari primele olimpice. Adică e posibil ca antrenor care merge acasă fără medalii să fie avut prime mai mari. Pe parcursul este, și este, pe este absolut posibil. Adică este posibil. E posibil. Nu e adevărat? Ba da, e sigur. E sigur. E logic. E logic. Undeva e logic. Nu? Deci grila de pornire, deci în acest moment, la faptele s-a modificat. Deci pe viitorul ciclu olimpic, evident, Cocoș, Martin, antrenorii, pornesc de aici. După, înainte de olimpiada asta, a spus foarte bine Bachier. Au pornit de aici, după trei olimpiade joate. Sunt sporturi care au pornit de aici. E, acum coboară aici. Deci este exact ca și kilograme la halter. Deci despre asta discutăm. Deci sunt evaluări. Dacă ai pus kilogramul, nu mai poți coborâ. Da, da. Asta este. Pe noi, dacă este exact ca kilogramele la haltere... Atunci nu e ca. Nu e ca. Ok. Deci noi pornim cu niște predicții. Acum senzația este că a fost ca până acum la haltere. Până acum a fost ca la haltere. Da, da. Nu? Așa a fost totuși. Așa va fi și mai departe. Deci evident, hai să ne o luăm de la capăt. Ei pornesc din acest moment, pe viitorul pol, se așează în altă, în altă barem financiar. Hai să ne întoarcem. Da, tot logic. Deci ca anotajul a avut mai mulți bani. Sigur, logic, da. La anotajul logic. Și antrenorii au avut mai mulți bani. Sigur, logic. Da. Erau campioni olimpici și locul 3 la olimpiadă. Da. Logic. Da. Și vor avea mai puțin bani. La fel de logic. La fel de logic. Mult mai puțin bani. Chiar dacă palmaresul sportivilor, de exemplu, este mai mare. Nu, palmaresul se anulează palmaresul anterior. Deci 4 medalii olimpice, 5, se anulează. În acest moment discutăm după olimpiada asta. Închidem olimpiada asta. Acesta este criteriul, da? Sigur. Palmaresul anterior, înțeleg. Da, da. Domnul Tonga, după fiecare olimpiadă este listat. Ok. Clar. Așa am făcut și după Beijing, așa o să facem și acum. Deci era, hai ca să ne ascunde după deget, întotdeauna am avut în undeva, este domnul Nicu Vlad, nu ce-a spus. Da, Nicu. Da, unde ești? De ce nu ești la conferință? Ai uitat. S-a întâmplat ceva. Nu, ai încurcat ziua. Azi era, ai încurcat ziua. Nu, nu contează, toată lumea te iubește. Bine, bine, hai. Da. Te salută sportivii, să fac cu mâna toți, ești ok. Hai, bine, haide, măcar cu demoții. Bine, bine. Da, 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 hai, da. Te-am scos, hai, te iubește toată lumea. Da, da, bine, 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 bine. Da. Ok. Dar domnul Muraliu, totuși pe undeva, ce echitate? Probabil din cauza lipsei de finanțare. Cartajul poate a dat asta la dar la olimpiada din pare, dacă noi le dăm șansele să pregătească. Dar nu, Deci, toată lumea pleacă de la un venit. Deci toți au un venit, da? Numai că Nicu, acum sunt eu, dar spun același lucru ca și puiul. Da? Bine. Bine. Hai. Te îmbrățișăm cu toții cu voi. Uite, felicitări în direct în fața camerelor și a peste. Încă o dată. Te-am lăudat și... Te-am lăudat și n-am să o fac și în direct. Dar vă zicesc cu drag, numai bine. Trebuia să-l dați pe speaker să-l auzi. Da, da. Poți să-l mai simt. Da. Nu. Ca să revin la ce spuneați. Palmaresul este una și realitatea este alta. Spunea domnul Bechier ceva foarte, foarte, cum să zic, foarte contemporan. Regulile s-au schimbat puțin. Și așa cum ei spun tu, și spui ce faci pentru mine, eu cred că și noi trebuie să resetăm puțin chestia asta. Și meritul trebuie să prevaleze din ce în ce mai mult. Da?
Deci, în mod sigur, primele în continuare, să mă rog, în timpul în care începe cu România, vor fi în funcție de ce s-a întâmplat la Olimpiada asta. E clar și așa, așa mi se pare la mare. Nici n-ar fi cinstit față de ei. N-ar fi cinstit față de ei. Da. Și cred că suntem cu toții de acolo. Apropo de faptul că apărat sportivii, președinta Federației de canotaj le-a numit indolente pe cel două. Un comentariu. Vă spun foarte, foarte, foarte direct. Nu trebuia să fac. Dacă am trecut la canotaj, dumneavoastră, comentați și cu situația cu demisia antrenorului, ce se va întâmpla în perioada următoare. Întotdeauna când este în succes, lumea e nemulțumită. E peste tot în lume, peste tot în lume se întâmplă așa. Din păcate. Și, mă rog, reacția domnului Roman este o reacție, cum să zic, onorabilă. Așa a fost și la. Da? Pentru că a înțeles să-și asume, într-un fel, acest insucces. Dar eșecul de la canotaj, cel puțin în calculele noastre, aruncă înapoi cu două medalii. Pentru că datele care le aveam de la Federație ne spuneau că avem două medalii. Deci acum previziunile noastre, previziunile mele, mai sunt de 10-12 medalii, sunt de 80 medalii. Asta apropo de graficul dumneavoastră și de... Graficul meu, da. Pentru că astea ne-au fost date tot timpul ca sigure medaliile astea. Cine vede ca sigure medaliile astea? Eu vă spun cum am recepționat. Cum am recepționat. Aveți o problemă cu doamna Lipă, să înțeleg. Nu, eu n-am nicio problemă cu doamna Lipă. N-am absolut nicio problemă cu doamna Lipă. Dar astea sunt lucrurile. Eu nu mă ascund așa după părți. Da. Și nu trebuie nimeni să se supere. Condițiile actuale mi se pare foarte mult. Și la momentul actualul Olimpiadei. Deci, hai să nu ne îngropăm. Așa, bagăm 10 zile de Olimpiade. Nu s-ar termina. Și la aur trebuie să ne refacem graficul după gimnastica individual compus, după canotaj. Dar canotaj era una de aur, așa că s-a dat pe estimările federației sau ambele? Era în estimări, în matricea aia mea, era una de aur la canotaj. Una. Nu, erau ponderate. Una și încă o vedem. Trecem puțin la box. Aseară a fost un meci frustrant pentru român. Chiar a fost o decizie de dreaptă împotriva unui sportiv român. Nu vă mai întreb dacă faceți ceva în sensul ăsta, pentru că să-mi spuneți că ce e atent de ei pe ei. Dar vă întreb dacă nu cumva... Uitați-vă ce s-a întâmplat la Scrima, de exemplu. Dacă nu cumva... Polonezul ăla nu mai arbitrează. Da. Arbitrajul de aseară nu mai de dreptate domnul Obrejea, care pătimește acum sau... Nu știu, eu nu știu dacă îi dă dreptate sau nu îi dă dreptate. Deci, știți cum e, că timpul absenții n-au dreptate și aici niciodată nu știi cum e. Dacă ar fi fost vicepreședinte în continuare, cred că putea să aibă un cuvânt de spus. Da. Și aici trebuie să fii foarte abil și nu să reacționezi așa impulsiv la prima abordare. Mă sperați că ai spus boxul românesc abuzire din partea arbitrilor, nu trebuie să spuneți că ai spus boxul românesc în decizie abuzivă. Nu asta a făcut. Însă prezența lui aici, într-o conjunctură normală, în mod sigur ar fi
ar fi avut o contribuție pozitivă. Nu poți să stai în conflict cu Federația Internațională. Nu poți. Și asta, știți cum e? Aici nu are unul sau altul dreptate. Aici trebuie să stai, să vorbești, să discuți și să ajungă la un consens. Dacă noi ne-am supărat de fiecare dată, sau m-aș fi supărat de fiecare dată într-o conjunctură, fie olimpică, fie logistică, nu mai eram de mult. Dar aș trebui să fie de unii doar. N-ai văzut simt arbitrări, sunt arbitraje cu alții în box, ce ai făcut dânsul, adică... Poteți? Nu e voie să spui, să acuzi corectitudinea sportului. Dar când acuzi, în general când acuzi, trebuie să ai argumente, dovezi și să-ți fie confirmată acuzația. Dacă nu mă acuzi... A câștigat la clas niște procese, totuși. Poteți? A câștigat niște procese la clas în fața Federației Internaționale, domnul Brejă, despre dânsă vorbeați. Da, dar în ce situație suntem acum? A câștigat, în ce sens? Să fim foarte, foarte reuși. A câștigat un proces în care nu mai este suspendat, dar nu a câștigat procesul în care a dovedit că s-a furat. Sunt două lucruri diferite. El a fost suspendat și este în continuare suspendat, de fapt. Federația mai sus. Dar sunt două lucruri. Da? Dar, tratați din câte știu, nu s-a judecat faptul că a furat un arbitru sau nu. Nu. Și perdea deci ca să fie... lui în urmă. Deci să fie foarte... Să... Informație greșită. Domnul Brejă este suspendat până în 2015. Este suspendat. Individual. Dânsul ca președinte. Și Federația, în acest moment, a avut o suspendare de 3 luni. Se pare că a ieșit din suspendare. Nu știu ce lucru mai departe. Deci, trebuie să ne disociați, că aici amalgamul ăsta... Sunt foarte multe procese și tot timpul s-a asociat suspendarea domnului Brejă, care este indubitabilă, cu suspendarea Federației. S-a anulat numai suspendarea Federației, suspendarea dânsului individual este... Procesele sunt cele ale Federației. Funcționează. La box aveați un medalie pe lista aceea pe care n-ați vorbit? Poteți? Nu. Nu. Trebuie să dea acolo pe juratorii o victimă? Trebuie să în mod sigur, juratorul pentru mine a fost mai bun. Da. Asta e ce văd eu. Eu nu sunt amator de box și nu cunosc regulile. Dacă mă întrebați, era sigur mai bine să-i fi dat un punct de spectru să cadă la jos. Atunci nu aveam ce discuta. Se mai plâng antrenorii și chiar juratorii. Antrenorii că nu avem arbitri, structuri și nu avem oficiali. Permiteți, este o problemă strictă a federației. Este o problemă de federație, nu de comitetori. Problemă de federație. Sunt federații care au arbitru instructori și atunci cum ne facem? Acolo e comitetul. Federațiile puternice care există și la nivel decizional, și la nivel executiv, și la nivel de arbitraj. Sunt câteva federații. Sunt câteva federații, din păcate, cum este boxul, care în acest moment sunt... Totuși, să ai doi sportivi la Olimpiadă este foarte puțin, ținând cont de boxul românesc. Adică să fim foarte, foarte cinstiți. Și că avem în Baia și o fată. Și o situație îngrijorătoare. Nu se bucură nimeni că suntem în situația asta. Cine așteaptă cu fata lui? Haideți să nu facem procese de gândire. Acum să vedem ce se întâmplă. Sărim înapoi în barcă. Doamna Ivo, am spus evaluări sau ce sistem? Deci, haideți să mai spun cu atât. Noi nu intervenim în federație, ca să fie foarte clar. N-am intervenit și nu intervenim în federație. Nu noi hotărâm și ne plășim de acolo sau mai departe. Și dintr-un motiv foarte simplu este că noi nu finanțăm federația. Decât pe anumite programe. Federațiile, inclusiv cea de canotaj, își au bugete de la stat pentru 90% dintre locuirea lor. Și unele, printre care și canotajul, au avut bugete consistente. Ce mai mari. Da? De la noi, prea puțin bani. Noi remunerăm sportivi în general. Asta e contribuția, plus câteodată logistică. Văd și foarte rar. Și antrenori. Și ce import? Dar fondul, grosul pregătirii,
grosul pregătirii finanțează de stat. Și, din punctul ăsta de vedere, sunt federații din care își campează, care au bugete corecte, ca să zic așa. Dar nu hotărâm noi cine e președinte în federație sau altul.